Regina cerului, mijlocește pentru pentru că toți suntem fii și fiicele sale. Ne bucurăm astăzi așadar că suntem aici, la umbra aripilor Maicii noastre Sfinte din Cacica, care ne face să ne unim cu toți ceilalți pelerini de la toate sanctuarele din lume, care ne face să fim un popor unit în aceeași credință, care vrea să ne împartă o mare bucurie să ne-L dea pe Iisus. Bine ați venit, dragi și iubiți credincioși, dragi și iubiți credincioase! Avem astăzi bucuria la această sărbătoare să avem un pelerin particular deosebit, pe nunțul nostru apostolic în Republica Moldova și în România, Miguel Buendia. Suntem bucuroși că a venit la noi, ca el să ne întărească în credință și îi spunem binecuvântat, Cel care vine în numele Domnului, binecuvântat Cel care vine în numele Sfântului Părinte Papa Francisc. Dragi iubiți credincioși, dragi tineri, dragi pelerini, stimate autorități, domnule președinte, domnule primar,
domnilor deputați, cu toții astăzi suntem fiii și fiicele Mariei. Cu toții astăzi vrem, prin Radio Maria, prin televiziunile de față, să ne unim cu toți ceilalți care, ca și noi, se bucură de Maria, mama noastră. Vouă tuturor care sunt uniți cu noi prin intermediul radioului, televiziunii și internetului. Bine ați venit acasă la Maica Domnului. Ia să primească florile noastre. Ia să primească dorințele noastre. Iar noi să fim adevăratele sale flori. Fecioară Maria, născătoarea fiului tău, ai înălțat-o cu trupul și sufletul la slava cerească. Dă-ne, te rugăm, harul ca, tinsând pururii la cele de sus, să ne învrednicim a fi părtași de mărirea ei. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Sfântului Petru, Sfântul Părinte Papa Francis, care a voit să vă fie aproape prin intermediul persoanei mele. Vouă, preoți și credincioși, vă transmit cu dragi salutările cordiale pe care El mi-a cerut să le transmit tuturor catolicilor și tuturor oamenilor de bunăvoință care sunt în România și în Republica Moldova. Doamne Iisuse Hristoase, arată-ne nouă, credincioșilor tăi, cât de aproape este Maria de tine și de oameni. Te rugăm, ascultă-ne! Aiuta, Signore, tutti i figli della Chiesa di vivere in comunione e pace sotto la protezione della Regina della Pace. May all the people learn from the life of Virgin Mary the joy of a pure and generous heart. Maryjo, najlepsza nasza Matko, Królowo Bukowiny Rumuńskiej, otaczaj swoim macierzyńskim płaszczem wszystkich, którzy pielgrzymują do tego sanktuarium. Hilf ihr dem Mensch in Maria, die Wärme des Herz einer Mutter zu finden. Mutasd meg mindannyiunknak a szűzanya példáján keresztül, hogy népednek mennyei elhívás szánsz.
revarsă asupra tuturor pelerinilor veniți la Cacica binecuvântările tale de mamă. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ai dus la desăvârșire în preacurata Fecioară Maria opera răscumpărării noastre. Fă-ne și pe noi părtași de harurile tale prin mijlocirea ei și du-ne la slava la care ai înălțat-o pe ea, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aducem mulțumire pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi, Fecioara Maria, Mama lui Hristos, Fiul tău, a fost înalțată în mărirea cerului, care a fost promisă tuturor. Ea este aurora și imaginea bisericii triumfatoare. În ea ai descoperit desăvârșirea misterului mântuirii și ai făcut să strălucească pentru poporul tău. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului regământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Facet aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea bautismii, Doamne, și învierea bautismii. Celebrând așadar moarte și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii.
Mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Arhiepiscopul Miguel, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Regina cerului, mijloace.